Facem o cremă foarte ușor și simplu de făcut, pe bază de aloe vera, cu ingrediente puține și foarte benefică. Această cremă este foarte bună pentru absolut orice, de la înțepături de insecte, albine, țânțari, până la arsuri solare, hemoroizi, vene varicoase, răni, psoriazis și multe altele. Să începem să facem crema. Pentru început, o să punem un vas pe baie mare, adăugăm puțin ulei de măsline. Știți și de la alte rețete pe care le-am făcut că uleiul de măsline presat la rece este foarte benefic pentru organism. Ajută la elasticitatea pielii, la hidratare, este antiseptic. În jur de 3-4 linguri de ulei de măsline. După ce am pus uleiul de măsline, vom adăuga ceara de albine. O să tăiem o bucățică din acest calup și o să punem aici la topit odată cu uleiul. Timp în care ne vom axa pe planta de aloe. Ceara se topește la aproximativ 60-62 de grade. Nu trebuie să aducem la punctul de fierbere, deoarece își pierde din calitate și din proprietăți. După ce am pus ceara la topit în ulei, o să ne ocupăm de planta de aloe și din această plantă care a stat cam de aseară în apă, deoarece ea conține o substanță numită latex și este toxică pentru organism. După cum se vede apa s-a colorat, planta de aloe vera are efecte terapeutice doar după ce trec 3 ani de la plantarea acesteia. Până atunci nu o vom putea folosi pentru că ea, odată ajunsă la maturație, 3-5 ani, efectul este mult mai puternic și mai benefic. Este folosită încă din antichitate, este practic la ora actuală cred că cea mai puternic cicatrizantă plantă, hidratează foarte bine pielea până în profunzime, conține vitamine, enzime, zaharuri, minerale, aminoacizi, în general substanțe care luptă împotriva radicalilor liberi. Are proprietăți antiseptice, antimicrobiene, antiinflamatoare și stimulează producția colagenului la nivelul pielii. Acum am extras partea gelatinoasă din plantă și încercăm să o strecurăm puțin prin acest sifon. Scurgem planta de aloe, să o trecem prin acest sifon. Am folosit uleiul de măsline în această cremă, deși se poate folosi orice fel de ulei. De gătit, ulei de floarea soarelui presat la rece, ulei de ricin, de rapiță sau orice alt tip pe care preferați dumneavoastră, dar noi am folosit ulei de măsline deoarece presat la rece, deoarece are un termen de valabilitate mai îndelungat, până la un an de zile, dar crema noastră o putem păstra la rece cam 6 luni și se poate folosi zilnic, după cum v-am zis, pentru absolut orice. După ce s-a topit ceara în uleiul de măsline, îl scoatem și așteptăm să se răcească puțin, să ajungă la un aproximativ 40 de grade, lăsăm puțin să se mai răcorească. Când observați că pe lingură începe să se solidifice puțin ceara, e semn că putem adăuga celelalte ingrediente. Dacă nu aveți un termometru de bucătărie, puteți testa astfel. Și acum adăugăm mierea de albine, aproximativ 3 linguri. Mierea de albine este un puternic antiinflamator, antioxidant, emolient asupra pielii. Ajută foarte bine la cicatrizarea rănilor. În timp ce omogenizăm mierea cu uleiul și cu ceara, adăugăm treptat și gelul de aloe vera. Și amestecăm bine, bine, bine până se încorporează toate ingredientele și devine o cremă păstoasă. O
o să transferăm compoziția în recipientele care sunt deja pregătite și sunt sterilizate și după ce se răcește o vom ține în frigider, cum v-am spus, până la aproximativ 6 luni de zile, folosită și aplicată oriunde aveți nevoie. Cam așa arată remediul nostru. Crema noastră este gata, s-a omogenizat suficient. Acum o să o punem în aceste recipiente pregătite deja. Dacă vi se pare greu să lucrați cu gelul de aloe vera, eu vă sugerez să încercați să-l dați prin blender și astfel vă ușurați puțin munca. Noi am ales să-l dăm prin tifon, dar e mai simplu cu blenderul. Acum o să o punem la rece, la frigider și o vom păstra 6 luni. Să fie de folos această cremă. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu.